Băi frate, era mar și era noapte. Eu mergeam spre casă cu buzele crăpate de la ger, de la zăpadă. Era și ora întârziată, dar deodată aud o voce subțiată. Când întorc capul, el stătea jos pe o piatră, un puști înghețat, fără mamă, fără tată. Invizibil din păcate pentru toată lumea, România habar nu avea de soarta lui. 13 ani avea puștul, 13 ani de ghinion, dar era călit, își dorea un viitor. Acum aud la televizor, la mine în cartier s-a întâmplat un omor. Un copil de 13 ani s-a stins înjunghiat. Ce a făcut statul? A stat la fel ca acum, când alți puși sunt singuri pe drum. România, fă ceva, sunt copiii tăi. Străbunii au luptat pentru noi în război, au vărsat sânge pentru tricolor și acum sufletul lor este incolor.